discutăm cu guvernul, cu prim-ministru, odată ce este hotărârea Parlamentului, eu cred că guvernul este în drept să ia decizie pentru 1 iunie 2016 și apoi modificând codul muncii să fie și pe tot timpul, zi liberă. Inițiativa asta a venit la copii în preajma 1 iunie. Procedura modificată de codul muncii e o procedură de lungă durată. Aviz, știți cum la guvern se avizează, guvernul dă aviz după ce avizează ministerele, adică și am decis să facem o plăcere copiilor dacă au solicitat aceasta. Vedeți că și copiii au inițiativă legislativă și dacă ați observat, apropo, cred că toți ați văzut că ei au mai multe idei pentru a adopta legi.